Un atacant al clubului suedez de fotbal nu a putut participa la propria nuntă în Sierra Leone din cauza unui meci, așa că și-a rugat fratele să-i țină locul în ziua ceremoniei. Conform Incredibila.ro, recent fotbalistul Mohamed Bouya Touray, în vârstă de 26 de ani, a decis să părăsească Liga chineză și să semneze cu clubul suedez Malmö. După ce a anunțat tranzacția, pe 22 iulie, clubul l-a notificat că l-așteaptă să se alăture echipei cât mai repede posibil, pentru a începe pregătirile pentru un meci important. Însă, era o singură problemă. Atacantul african își planificase deja nunta și nu mai exista nicio cale de întoarcere, dar nici nu putea crea o primă impresie proastă la noul său club, așa că a decis să le facă pe amândouă. Cum fratele său nu putea juca fotbal în locul lui, Mohamed l-a rugat să ia locul la nuntă. Ne-am căsătorit în Sierra Leone pe 21 iulie, dar nu am fost acolo pentru că clubul mi-a cerut să vin mai devreme. Am făcut fotografia înainte, așa că pare că am fost acolo, dar nu am fost. Fratele meu a trebuit să-mi ia locul la nunta propriu-zisă, a declarat atacantul într-un articol de opinie. Sună ca o glumă, dar există fotografii în care fratele lui și soția acestuia taie împreună tortul de nuntă, iar fotbalistul nu apare nicăieri. Mohamed a publicat pe rețelele de socializare 3 fotografii cu noua sa soție, dar a confirmat că acestea au fost făcute înainte de nunta propriu-zisă. Voi încerca să-mi mut soția în Suedia ca să fie aproape de mine, le-a declarat fotbalistul african reporterilor, relatează Incredibila.ro.